La acest maraton, desfășurat anul acesta, au fost încurajate să ia parte și persoanele cu dizabilități. Ideea aparține unei britanice pe nume Jane, care vine periodic în țara noastră. Femeia se află în spatele a mai multor proiecte de caritate și incluziune socială din Moldova. Iar pentru că impactul maratonului a fost peste așteptări, aceasta pregătește o altă ediție. It was more than we had hoped for. People really loved it. The crowds were fantastic and very supportive. The children themselves really loved it. They had medals, they had a day out. They were quite sad afterwards because they wanted to do it again and they knew they had to wait for a year before doing it again. Dar pe cât de frumos a fost evenimentul, pe atât de mare au fost problemele pe care le-a întâlnit Jane în desfășurarea acțiunilor pe care le planifică. I think one of the things that surprised us when we had the meeting in April and we talked to the NGOs about inclusion in the race was they said, well, we'd love to take part, but there aren't enough wheelchairs here because there is a lack here of good quality, comfortable wheelchairs. O altă organizație non-guvernamentală cu legături britanice este și HelpAge Moldova. De ani buni aceasta susține persoanele netate din Moldova, scopul principal fiind ca beneficiarii să îmbătrânească activ. Sport, internet, activități culturale, activități sociale, deci activ nu, când vorbim despre îmbătrânire activă, noi nu ne referim la procesuri de a îmbătrâni rapid. Deci posibilitățile care sunt create pentru persoane în vârstă ca ele să integreze în societate cât mai bine. La forumul anual al organizațiilor de caritate britanice a fost prezentă și ambasadoarea Marii Britanii în Moldova, Lucy Joyce. We're all thinking about what can we do in 2019 to support the work of the Moldovan government in its reforms, but also supporting the people who want to make life better, particularly for people with challenges in their lives, whether that's economic or social or physical. La eveniment au participat peste 25 de organizații de caritate britanice, alături de reprezentanții societății civile, ai diferitor ambasade și asociații de business britanice. Acestea se reunesc anual pentru a face schimb de experiență și pentru a forma noi parteneriate. În Republica Moldova activează circa 50 de organizații de caritate britanice care se concentrează pe asistența grupurilor social vulnerabile. Ei ne atacă. Voi ne susțineți. Devină patronul TV8. Donează pe Patreon. TV8. Televiziunea oamenilor liberi.